În primul rând, că nu-mi place să mă repet, m-aș simți uh, practic uh, moartă dacă eu, văzând că Crulic a avut succes, voi face crulic să se întoarce. Vorba filmelor indiene, uh, partea a doua și răzbunarea. Bine. Și pentru ca să mai suc încă din osul care s-a dovedit câștigător. Animația care am început-o și care sunt alte stiluri decât la Crulic. Plus încă un proiect de ficțiune care iar o să fie altceva. Dar mă rog, o animație, o ficțiune, o animație, o ficțiune, pe principiul ăsta. Undeva ce s-a produs și ce m-a ajutat poate lucrul la Crulic, O ideea să fac animația, am mai avut-o și la alte documentare, dar nu le-am finalizat la A fi sau a nu fi. Asta a fost un documentar la care am vrut să folosesc animație, însă obosisem. Documentarul despre teatru, despre în, pușcărie. teatru în pușcărie. Dar uh, personajele mă obosiseră, nu mai aveam energia să continui proiectul și l-am încheiat ca un documentar. Deci, ideea de a folosi animație exista din, dinainte de Crulic. Și undeva ce s-a întâmplat la Crulic a fost că mi-am dat seama că faptul că oameni, noi suntem învățați că intri, că e ficțiune, că e documentar, că e, să intrăm într-un gen și să stăm cu minți pe scaunul ăla este poate util pentru distribuitor că știe cărui public se adresează și nu are nevoie de o marketare specială a produsului cultural pe care îl faci, dar poate e practic o barieră de fapt pentru noi ca și creatori și atunci m-am simțit practic eliberată de convenția de a funcționa într-un, într, -un, într -un sertar, de a pune filmul în sertarul ficțiune, de a pune filmul Crulig este, mă rog, între trei sertare. Filmul O vară foarte instabilă este un film de ficțiune, nu poți să zici că este documentar, deși legătura cu realitatea, toate filmele au fost inspirate din realitate și Întâlniri încrucișate a fost inspirate din realitate și uh, de mai vorbesc de O vară foarte instabilă, chiar dacă ei are sursa literară la bază, uh, sursa literară a avut realitatea la bază și lucrul ăsta pe mine mă fascinează cum povestea intră din realitate în film și pe urmă, bineînțeles, și iese în realitate filmul. Făcând un film, schimb realitatea, inclusiv a celor implicați, a ta, în primul rând, a celor implicați și vezi cum se creează noi realități în jurul, în jurul făcutului acestui film. Și pe urmă sper că într-undeva și în sală în, se propagă, se propagă. Aici, dacă vrei să găsești un fir conducător, este obsesia aceasta a relației. Bineînțeles că eu, în obsesia pentru suprarealitate pe care o am avut-o tot timpul, eu consider că ceea ce vedem este numai aparența și că dacă poate noi nu avem timp acum să dezvoltăm o, teorie, documentarul nu există. Dacă voi scrie vreodată pe o carte, va fi documentarul nu există. Deci ai făcut atât documentar. Nu am făcut documentar, am făcut eseu. Ese pornind de la realitate. Eseu despre realitate. Și undeva, mă rog, când consider că realitatea e de fapt o supra ceea, ceea ce contează, ceea ce e important, este un soi de supra realitate pe care trebuie să ajut spectatorul să o vadă o poți tu concretiza în mod mai uh, ușor vizual în interiorul unui film pentru că în viața de zi cu zi nu poți să atenția asupra cei aparență și cei, cei cu adevărat ce, ce, vezi, ce trebuie să vezi cu adevărat în, în ceea ce se întâmplă în jurul nostru eu spun că mai mult e o modalitate de a vedea, noi ne ficționalizăm viețile. Adică, eu un clipa în care voi povesti, cum a fost astăzi la conferința de presă, va fi versiunea mea. Va fi o ficționalizare a acestei realități. Tu vei povesti versiunea ta, toți din sală vor avea versiunea lor. Și noi ne ficționalizăm, bineînțeles că încercăm să personajele noastre să aibă o, o poziție confortabilă în spațiul acestei realități pe care îl ficționalizăm. Deci, personajele mele se joacă de a ficționa, nu atât pentru a deveni creatoare de artă, ci e modalitatea mea de a, de a scoate în evidență cum ne jucăm, cum, cum suntem învățați noi să trăim mințindu-ne, de fapt, mințindu-ne și ficționalizând chiar că. Ce, care este în realitatea, realitatea lui? Dar care este povestea, ca să zic așa, sâmburele de la care a pornit acest film? Maria, care trimite o povestire în care. Povestirea conține momentul despărțirii lor cu dialogul real, dar cu o turnură de final ficționalizată Găsește replica la momentul potrivit pe care n-a avut-o în realitate, ca să-l Găsește replica pe care nu i-a venit în clipa în care realitatea se întâmpla. Deci, găsește povestea convenabilă pentru momentul despărțirii, care o punea pe ea în, 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 în poziția de a avea controlul asupra lui. Își găsește argumentul sexual de a-l ține în, într-un joc, de a-i oferi jocul de a prostituata ca un cadou de final și este, găsește, este pentru măcar în povestea asta ficționalizată, într-o în postura pe care, în care reușește, mă rog, să-și ofere confortul psihic a unei mici răzbunări, a unui control, a unei. A, exorcizează o suferință, cum ai spus și tu mai devreme. Undeva. Noi nu discutăm aici când am mai auzit așa pe unii ce au creatorul. Nu, creatorul Alex este tot Vrea să controleze realitatea, el o iubește pe Maria și de fapt... Da, dar el este păpușarul care trage de da, sfor marionetele. El trage de sfor marionetele, dar el trage niște marionete reale. Deci în jocul acesta de aficțiunea nu este închidem ochii și visăm, ci vedem, manipulăm realitatea sau o repovestim sau îi dăm o turnură sau o împingem sau o tragem jocul nostru cu realitatea este subiectul principal al filmului și haina aceasta mai jucă ușă haina aceasta mai jucă ușă și într-un fel mai ușuric aparent, adică discutăm un bărbat cu între două femei cu un face, spune de fapt, ascunde sub mantaua asta, se ascunde de fapt o, un lucru mult mai grav, cum ne mințim pe noi înșine, cum, cum de fapt ne nu trăim cu adevărat cum ar trebui să trăim și care este de fapt viața noastră actuală acum și, mă rog, aici vine, poate ne mințim mai mult decât acum 10 ani, tot timpul s-au mințit oamenii și tot timpul au avut versiunile lor, dar Modalitatea noastră contemporană de a trăi a evoluat în, într-o direcție și mai. ne jucăm mult mai mult în ficționalizat. ficționalizat. <laughs>